și în hoi. Doar pe casă și... Doar pe casă și terenul aferent acesteia. Da. Aici e o discuție. Membrii, noi nu știam până acum, ne-am solicitat doi la domnul, să știm. Am dorit să știm în ce criterii au fost aleși. Fost aleși, am fost întocmite lista. Lista e făcută de mine împreună cu șeful SBUSF și au contat în primul rând cei care sunt alături atunci când sunt probleme vizate de situații de urgență. Și care sunt condițiile care le-ați apreciat noastră? Cei care le spun prezent atunci când sunt sortinat. Cu mare parte sunt angajații primării, vorbesc de cele salubritate, apă, canal, fochiști, școală, nu mai știu ce. Oameni care atunci când apar diferite probleme, nu știu, incendii de pășune, vegetație uscată, inundații, și răspund la chemarea primarului, pentru că eu sunt președintele Consiliului Local și situația de urgență. Am mai fost și alții, am mai tot tăiat, am mai scos de ei, am mai radiat. Sunt poate decât pe sate. Da. Domnul primar, cu stupoarea observăm că, mă rog, nu știu care a fost criteriul, eu mă gândesc că, în primul rând, ar fi fost nevoie să aveți în vedere faptul că acele persoane ar trebui să fie cel puțin prezente pe o perioadă permanentă în localitate. Nu? Lucru care, aici, de exemplu, noi identificăm, să vorbim, avem la Drăgugești fostul consilier, da? Cine? Mica Florin, care lucrează în deplasare. Nu mai lucrează, e șomer de 2 ani, de domnul. E șomer? De fapt, e șomar, șomer, că eu vă rămân și fără șomar. Da. Nu. Nu, v-am spus că pierde sunt exact de mine și sunt oameni pe care eu îi aperez, nu am nevoie. După aia, legat de tot așa, mă gândeam și discutăm cu ceilalți colegi și legat de vârsta aici, în roate. Și lista arată cam așa. Dacă uităm la cameră, vedeți cam cum lipsește total detalii despre ea. Clar că se ascunde oarecare amănunt așa. Poate nu mare tare. Dar și ce detalii lipsesc? Păi, localitatea, locul de muncă, stagiu militar, cursuri, nimic. Să nu avem nicio problemă. Da. Cred că le are, nu, nu să știți, cred că le-au arestat-o un pic că vi le aduc. Nicio problemă. Eu pe asta am primit-o, pe asta o prezent. Sunt oameni cu care lucrez doar eu. Da. Eu și președintele Consiliului Local de Observi Voluntari de Situații de Urgență. Deci atunci să înțelegi că sunt aleși dumneavoastră, da? Dar nu, dacă eu lucrez cu ei, normal să-mi aleg, eu poate să-mi impun altcineva? Criteriul îi fixez, nu e o lege care să reglementeze lucrul ăsta. Sunt pe care eu îi solicit atunci când am nevoie. Și v-am spus, în mare parte dintre ei sunt angajați ai primării și ai școlii și plus aia sunt voluntari. Poate nu știu ce înseamnă voluntari, că ei vin fără să fie plătiți. Fără duși, fără plătiți, ce înseamnă voluntari. Deci nu stau acasă, pleacă la tăpuni, dacă sunt tot timpul pe plecați permanent. Deci n-am vrea de mai bine, dacă mai fi vreo unul. Pentru că atunci când îi solicit, sunt. Dați-mi un exemplu de acolo și dacă e o problemă. Ce mare anterior nu a fost? Ăștia, Popa, nu știu dacă ți-a arivat. Cine? Popa, cu fiul. Popa Gabriel? Da, el niciodată v-a ajuns acasă, prima care nu plau. Nu știu, eu de câte le-am sunat el este acasă, nu știu dacă... Da, deci avem dreptul la o părere și noi, fără tot așa. Așa, eu zic că, într-adevăr, evident faptul că se urmărește doar atât. Scuterea aia de impozit, da? Deci dacă erau deci, impozite, erau inclusiv mașini din care aveau valori mari. Okay. Dar pe coasă e vorba de 30-40 de lei, domnul. Faptul că aici Enea Marian cine este? Fratele dumneavoastră? Nu, Enea Marian este angajatul la Marcel Țăru. Doar e coincidență. Enea Ioan? Nici măcar nu suntem rude. E angajatul primăriei. Angajatul primăriei, da. De altfel, deci ca și bază. Bădic, Iorghe... Deci la început, a început așa, așa trebuia să începeți. Păi da, nu, dar eu părere. Dar dacă erați în locul meu, că toate era normal să vă puniți apropiați cu care te poți solicita? Deci e vorba de situații de urgență, vorba de... Eu primul criteriu pentru mine a fost următorul, domnul primar. Deci, unu, să fie prezent în comunitate. Doi, să fie vigilent. Adică nu pune pe cineva care spuneți că la are atitudini de pompier, în situația în care el face un kilometru între ele. Care nu-l plătește... El să abia merge în picioare și mai merge pe leagă. Să alții 20 voluntari, sunt de acord. Nu, mi-a solicitat. Nu, nu trebuie să-i aduc eu. Dar nu mai știți ce contract. Chiar nu-i nu știu ce contract. Nu înseamnă că nu mai avem dreptul să vorbim. Și măcar întreaba dumneavoastră, e treaba mea asta. Eu sunt cel care hotărăsc. Păi, nu, domnul primar, dacă mi-ați spus cel care hotărăsc, vă rog, dar eu suntem împotrivă. Domnul Măgdana, eu sunt cel care răspund în situația în care serviciul meu nu-mi respectă. Răspundeți față de cine, domnul primar?
Față de adică dumneavoastră vreți ce vreți să spuneți acum, dumneavoastră ești șeful, dumneavoastră faceți ce vreți. Conform legii 85. Și atunci, ce nu mă chemați aici? Pentru că eu nu sunt în suportul dumneavoastră. Dar nu sunt, dar eu n-am zis. Ce știi că te certăm la fel aici? Păi, dar nu ne certăm, cine se certă? Dar am bine, am înțeles că discuția face obiectul cer, deci ne certăm. Nu, discutăm, dar uitați, acolo sunt exact. Dar nu sunt toate care eu lucrez. Și tot timpul ăia sunt acolo. Păi da, și ce trebuia să spun din campania dumneavoastră? Dar nu trebuia să spun ce trebuia să spun. Eu v-am spus, v-am solicitat doar atât. Atât și aș spus, băieți, și putem, întrebăm, putem supune la vot. Cine este împotriva la ceea ce am spus eu? Deci, unu, condiția numărul unu, prezent în comunitate, doi, tânăr cu aptitudine. V-am spus că 70% din cei din pe listă, 75, sunt angajații primăriei și a școlilor. Sunt oameni pe care noi solicităm atunci când avem nevoie de ei. Și doi la mână sunt voluntari, iar dacă dumneavoastră aveți o propunere, puteți să o spuneți, să nu deschizi discuției. Domnule, eu n-am fost astăzi nu dezbatem convocat. Erați nici convocat pentru așa ceva, domnule. Hai să vedem cine e. Dar nu înțeles că nu trebuie să mă consult dumneavoastră, nu înțeles că prost. Nu vă consultați, am înțeles, nicio problemă. Nu vă consultați. Dacă tot adică sunt cu care eu lucrez cu ei. Ok, în regulă, am înțeles. Ce vă deranjează? Păi nu. Păi dați să vă spun. Păi cu ce? Când a luat foc Bobedea, a fost nevastă la ținerea incendiului? Nu, am fost eu cu Comisia Locală și cu servicii voluntari de urgență. Nu au fost inundații în comună de atunci, mi-a spus ceați poate altă campanie și mergeați din casă în casă. Eu am stat în apă până la gât. Și dovadă că am meritat. Ce calitate să fi venit eu sau altcineva? Calitate de consilier și de candidat era în campanie. Așa, și de om. Și de om. Și de om. Nu, nu, stai legitul. Domnule, mă. Tu stai de zic, nu i-ai dat. Nu știu dacă e chiar are vreo. Eram consilier în funcție. Trebuia să vină atunci. Și nu mai. Atunci când de astăzi n-am acționat sub nicio formă. De câte ori am văzut la Elegiu, n-am văzut. Da. Dă-și seama să la Elegiu. Dar sunt voluntari, poate nu spun nu știu ce discuții cu noi. Am înțeles, dacă nu e nevoie de consultația noastră, v-am spus, mă puțin mai limpede. Noi suntem împotriviți. Deci avem la fiecare dosarul cu toți voluntarii și locurile de muncă, dacă vreți să vă vedeți. Eu am solicitat tabelul, procedura, da? Și mi s-a pus tabelul la dată dispoziție. Altul, nu l-am făcut eu. Nu, ați cerut o listă. Da. Ați cerut o listă cu membrii. Corect, da. S-a dat o listă cu membrii din corect. Servici. Asta e, nu ce altceva. Asta e. Spuneți-te, da. Asta a deci. Cine este pentru aprobarea facilităților fiscale. Deci nici pentru cele prevăzute din codul fiscal nu sunteți de acord? Nu, lasă că arci legea. Că dacă le separăm, da. A, deci nu vreți să acordați? Împotriva tabelului. Nu împotriva tabelului. Nu sunteți de acord ca membrii serviciului voluntar pentru situații de urgență să primească o comunicație, da? Nu consultați, nu contează. Tot timp, pe măsura asta, nu e obligatoriu. Pe afirmație. Dacă nu vrea, ei vor face cu voluntariat, doamne, că au făcut și până acum. Care e problema? Nu, deci tu să fii scutit, da. Ești de lei. Care deci, practic, aprobați hotărârea, dar fără facilități la serviciu voluntar, da? Da. Pe mențiunea faptului că domnul primar a făcut precizarea că nu contează, nu trebuia să fim consultați. Păi nu trebuie. În legătură cu listă. Nu înțeles, domnul primar. Păi dacă nu sunt consultat, de ce aș fi pentru domnul primar? Păi ce să nu fiți, domnule, pentru comunitate? De ce să nu fiți? Ce-am făcut? E ceva ilegal aici? Nu e nevoie să fim consultați. Dar de ce să vă sun eu ca primar? Domnul primar, care sunt voluntari. Dar sunt oameni care nu sunt plătiți. Băi, am fiind în timpul nopții, în timpul programului și îi solicit eu când am incendii de vegetații, când am inundații, când am un podeț, bac, când mi-a ieșit gheața în centru, pe drumul județean, cineva să nu ați a trecut pe acolo 20 și ați văzut, dar puteați spus, domnule, știi că ai gheață în drum? Nu, aveți gheață la poartă, la magazin. Puteați să vă spune, știți că am gheață, nu poate trece utilajul către vasă de ghireț, în fața porții dumneavoastră. Nu m-ați sunat să-mi spuneți, puteați să vă știți, nu trebuie să interveniți. Da. Păi, uite, astea înseamnă situații de urgență. Foarte. Eu cred că asta e realitatea. Bun, rău, ăsta sunt pentru 4 ani sunt primar și iar legea 25 îmi spune clar. Eu sunt cel care hotărăște lucrurile astea. Deci nu puneți cuvinte în gură. Nu vă spun. Sunteți rău. Păi nu, atunci sunteți de acord cu lucrurile astea. Sunt foarte bine, nu sunteți. Dar nu este treaba noastră pe cine ați vorbit. Nu este, domnule, pentru că primarul are atribuții, nu le are aceleași atribuții cu Consiliul Local. Ca și cu bugetul. Eu sunt cel care hotărăsc bugetul, nu am dat supun spre aprobare. Vrei sau nu vrei, drum bun. Primăria nu se închide când aprobăm ordinea bugetului. Corect. Eu m-am spus, trebuie să ne certăm în fața camerei. Deci, mă dăm domnul primar. Nu e frumos, în primul rând. Dar cine se cere? V-am spus că e vorba de un serviciu voluntar. Sunt oameni care vin pe și fac voluntariat și interpret diferite acțiuni. Ce dracu au făcut ăștia? Ce au făcut? Că scutiți 30 de lei?
Îmi dați de exemplu Elena Maria, nu e ruda mea. E angajatul Marcel Țărut de la instalator. Omul ăla folosesc, mi se face o condută la merge, un hidran, știi, știți, mă duc eu. Dacă dumneavoastră a spus, subiect și predicat, rămâne așa, noastră, așa sunt voluntar. Păi nu este, pentru că eu sunt cel care hotărăsc lucrul ăsta. În legea 25 îmi spune asta. Îmi spune că atribuție primar și a Consiliului Local. Uite, vă promit că ședința care vine vă sprintez și vă dau fiecare, măcar vă uitați pe ele să vedeți ce atribuție aveți. Primarul se coordonează Consiliul Local și nici înveți. Eu doar vă duc la cunoștință. Vreți aprobatul la nu. Veniți cu amendamente, veniți cu proiectul de hotărâre pe care vreți să inițiați dumneavoastră. Amendamentul nostru este așa. Considerăm că cei din listă nu sunt toți. Corect. Și nu vor fi scutiți. Și care discuție? Nu. Și se întâmplă ceva dacă domnul Mărina mai propune încă 10. Haideți să vă spun ceva. Serviciul voluntar pentru situații de urgență a fost aprobat prin hotărâre, deci Consiliul Local, în care dumneavoastră erați consilier. Membrii. Nu aveau majoritate și nu puteau să... Deci, membrii serviciului voluntar pentru situații de urgență sunt aceiași de 4 ani. Au fost aprobați prin hotărâri de Consiliul Local. Consiliul Local anterior. Da, a fost consilier. Bun, dar nu e vorba de diferență. Nu e aceiași comun, aceiași oameni, aceiași public. Nu vedeți vreoase lucrurile. Deci, corect. Sunte de voturi sau pe ce să calculăm? Politic. Pe oamenii ăia, sau ai mei, sau dumneavoastră, pentru mine plănează asta. Nu cerut nimeni nimic, da? Deci, dar nu asta, dar mai raportăm doar la cea. Vreau să vă spun că sunt oameni pe care îi folosesc în campanie. Doamne, dacă ne raportăm la ce a spus doamna secretară, atunci ar fi fost corect să supunem din nou noului Consiliu, da? Păi ce n-a făcut asta? Dar s-a aprobat la începutul anului, domnule, scutirii de codul fiscal. Păi, nu l-am fost, l-am solicitat eu ăsta. Nu, e vorba de tabelul, dacă a fost aprobat. Atunci propuneți. Să reactualizăm tabelul. Deci, eu sunt președinte de Consiliul Local, membrii cu cei. Prin dispoziție. Alte dispoziție, înseamnă. Nu, voi aș vrea să aprobați doar scutiri, dar dacă nu sunteți la nimic împotrivă. Vreau să vă spun că au fost scutiți cu 100% până acum vreo 3 ani de zile. Când plecută de domnul Grila, dacă putem să facem o rectificare asupra faptului de, eu vă spun în felul următor. Și cred că dacă cineva este împotrivă, puteți să întrebați toți consilierii. În fond, să împărțim cât membrii considerați dumneavoastră că dispuneți să fie pe acea listă. Să-i împărțiți în mod egal pe sate, da? Dacă sunt 20, 5, dacă sunt 30... Nu, asta este lista. Vrei să vă aprobați, să votați scutirile, vreți, dar nu rămână după mine, cum a fost până acum. Care vrea? Care vrea să vină? Ideea este voluntariat. Vor să vină, vină, nu vor să nu vrea să vină, nu vrea. O să vă întreb poate pe drum, de cine mi-a avut să-i dați și vă scutirii 30 de lei. Că așa e normal să vă întreb. Și v-aș întreba. Nicio problemă, dar lăsați să mă... Și v-aș întreba. Și eu nu vreau să... Nu pot să... Ceea ce am spus aici și filmat, mi-a firme. Dar nu mă adură cu... Deja de repunct au fost. Păi stați un pic. Că n-a trecut. Păi dacă nu știu. N-a trecut proiectul. Nici scutirile aprobate de codificat. Nu, am spus cu amendament doar vis-a-vis de... Scutirea de 90% a membrilor din... Deci atunci au aprobat toți această hotărâre? Deci ați aprobat această hotărâre? Nu, doamna secretar. Deci noi nu suntem de acord cu doar cu punctul... Păi dar putea să scrieți în raportul de avizare. Da. Că sunteți de acord cu aprobarea hotărârii cu amendamentul ca scutirea pentru serviciu voluntar pentru situații de urgență să nu fie acordată. Nu să le facă acea listă. Nu se le facă acea listă. Dar nu e listă. Lista se face de către primar prin dispoziție. Sunt oameni pe care eu îi solicit. Dacă dumneavoastră aveți pretenții sau vreți să-mi recomandați pe cineva, eu sunt de acord. Spuneți-mi, schimbăm 3 persoane de acolo și mai punem încă 3. V-am spus la început lucrul ăsta. Dar acolo nu-i cu locuri. V-am spus că nu vor să-mi mai bine cu încă 20 de persoane. Voluntar, poți fi și 200. Sunt oameni care fac voluntariat. Iar pentru că eu îi chem o dată, pe amă, două la ora două, acum am gândit noi, atât în Consiliul Vechi, cât și în aparatul de Societatea Primarului, să-i scutim de o valoare cu care nici nu măcar e o valoare foarte mare. N-am băgătări cu mașini, societăți comerciale. Și nu-i vorba doar de casă și de sucați, care înseamnă 30-40 de lei la în medie în comuna noastră. Nu știu dacă e o avere, nu știu dacă m-am greșit cu ceva, că cei care sunt voluntari am găsit o facilitate de a-i ajuta într-un fel pentru că vin noaptea și stau... Nu dată pe ianță, poate niciodată. Dar domnul Bădic mă îndoiesc că la vârsta dumneavoastră bine. Știu că domnul Bădic e problema. Știu că domnul Bădic e problema. Și dar, în mandat 2008-2012 era și unul din orașul.
pe gravitare. Da. A trecut. Deci erați consilierul puternic atunci. Da. V-ați schimbat între mine. Nu, nu eu. M-ați schimbat. Nu, v-am locuit de schimbat, nu poate. Corect. Să fac mână râie, nu? Deci aprobat de mine, sunt de acord. Și cu amendamentul că nu sunt de acord cu scutire pentru cei din Înțelege Conuta. Da. Deci supuneți spre aprobare? Se supune spre aprobare? Cu amendamentul respectiv. Cine este pentru? Da, cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Nu, a specificat de de bani, că... Va fi scoasă hotărârea, va ieși fără acel... La numărul 2, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Helegiu privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017. La... Nu vorba de acea eroare care am avut de... așa de fapt. Acum, dacă vedeți cum sunteți de acord aici, i-a suflat domnul Stoica ce să facă? I-a spus ce să facă domnul Stoica? Da, 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 a spus doamna secretară ce zi. Da, zis eu. Da, zis trebuie să fim abținut. Da. Ce-am zis eu? Nu, eu am întrebat. Deci, cine este pentru modificare? Cine se abține? De abținut? Se abține cineva? Oprea Stoica și Magdalena. Da. Se abține? Da. Să mă abțin? Da, da. Păi așa, da. Dacă a spus atent la ce a zis doamna secretară. Dar el nu a nicio treabă, că nu le-a administrat. Nu, dar a fost rudul sau gradul 1? Familie. Familia gradul 1? Da, deci abțineți-vă și neapă. Ok. Domnule, vreți să vreți să fim corecți? Nu, mă, băi. Da. Da. Adică vă enervează și când suntem corecți? Nu, dar nu mă enervează că aproape că nu deranjează. Nu mă enervează că să fieți interesați, să fieți corecți, asta mă enervează. Nu. Știu că mie poate mă enervează, dar ce să faci? Ați înțeles. Nu, am spus, mă enervează că atunci când aveți interes, sunteți de acord și ok. Sunteți și foarte atent aici. Mai ales că eu am luat să trebuia să fac așa cu 10 milioane și era ok. Sunt pentru, dacă îmi permiteți, sunt pentru. Da? Nu. Dacă ați văzut, nici măcar nu am fost foarte interesat, îmi vreți autorizația de funcționare, chiar în fața care... Sunt alte lucruri mai serioase. Ar trebui să merg în teren, să măsori, să verific autorizații și tot ce, că așa spune legea. La numărul 3 avem proiect de hotărâre privind primirea municipiului Onești în calitate de membru al Asociației Dezvoltare Intercomunitare Bacău, la ADIP, și modificarea actului constitutiv și statutul acesteia. Inițiator, domnul primar, domnul Ciprian. Am primit o adresă de la primăria Onești, prin care ne solicităm ca în regim de urgență să venim în sprijinul dânșilor, noi fiind membri în ADIP. Dânșii n-au fost până acum, au avut probleme vis-a-vis de alimentarea cu apă, au intrat în ADIP și cu ajutorul crabului vor rezolva problema. Noi, ca și membri în ADIP, suntem obligați să acceptăm și să votăm orice mișcare în asociație. Da. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Da. Atunci putem trece mai departe. Și avem proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău. Unde suntem membri? Inițiator, primarul comunei. O taxă care e aceea și o plătat de la început. Taxa. Vorba de 2500 de lei, nu? Da, 2500 de lei. Suntem pentru? Suntem membri, cu sprijinul domnului Bosteiva. Se abține cineva? Rămânem în continuare și anul la bisericul nostru, nu depindem de rompreiesc, așa. La numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni de interes local, ce vor fi desfășurate în cursul anului 2017 de către beneficiarii legii 416/2001 cu modificările și completările ulterioare. Inițiator, primarul comunei Crăciun. Legea 415/16 stabilește în cadrul Consiliului Local se aprobă planul de măsuri ce prin vor face? Care persoanele apte de muncă vor desfășura activități în limita celor 72 de ore lunar, diferite activități edilitare, sub directiva domnului viceprimar. Cine este pentru? Discuții, profesor. Aici, sincer, aș vrea să fie mai transparentă situația sau cumva să aducem la cunoștință care pot fi
persoane din care pot beneficia de acea lege. Că nu știu dacă... Da, este lista, vreți să vedeți care sunt apte de muncă? Nu, 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 altceva spune. Dorim dacă, să știm... Dacă ne-am luat după lege și da. Să aplicăm legea, am fi situația comună să mergem la Liveția, acolo unde au 4-5 beneficii de justiția, pentru că legea spune clar cei care nu au venituri. Iar noi în comună avem 80%. Noi am trăitat până acum mereu pentru că... vreau să mă feresc de lucrurile astea. Da, domnul Mare, vă spun că sincer, am fost acolo, da? Nemunca, ca să nu, dar trebuie făcut. Mai sunt și alte persoane care sunt, într-adevăr, au o situație mai precară, poate. Sunt de acord. Decât cei care beneficiază și doresc să beneficieze de acest drept. Poate sunt la măsuri mai mari, mai mici. Sunt de acord, îmi veniți cu persoana și cu buletinul. Și, dar, eu nu spun musari, dar făcut o analiză și dată și o explicație. Nu obligat o să fie absent muncă. Eu, de exemplu, am din 30 și ceva care noi avem la nivel de... La nivel de nu, din 30 și ceva pe care avem la nivel de comună, mai bine din jumătate dintre ei nu sunt absent de muncă. Sunt cei bolnavi... Nu, doar 22 sunt absent de muncă. Da, nu sunt, sunt imobilizați, boli mari, grave, cancer, nu știu ce. Și am trecut... Nu, proastă nu vor, dacă e rusul Vasile la dintre nu i-am drumul, nu știu dacă e răspunsul. Da, și el este seama că... Dacă nu mă uitam, chiar am o vin cineva, îl cheamă, nu știu, o vin cu băiat de altar ai punk. Domnul, nu știu cine e rău, pentru a fi o persoană singură, fără casă, fără nu știu ce. Da, sunt de adevăr, mai ales în perioada de iară, sunt... Dacă vă referiți la cineva punctual, putem să... Da, pentru cei care sunt abs de muncă, am gătut de noi să fie... Chiar să muncească. Dacă mă dați lună de lună, au fost oameni care i-am scos și am urmat. Și am cerit, chem două, trei zile, domnul Rică. Să ce? Domnul Dănescu? Și cum puteți? Da, să puneți la păcat. Da, sunteți de acord? Sunt de acord. Se abține cineva să-și facă de acord. Împotrivă? Moare. Da, la numărul 6, proiect de hotărâre privind propunerea calificativului de evaluare a performanțelor profesionale pentru secretarul comunei Helegiu în anul 2016. Inițiator, domnul Maroc. 367. Evaluarea secretarului este făcută de către primar la propunerea consiliului local. Procedura punctului de evaluare. Da, trebuie să sunteți de acord? Să și faceți acolo. Se abține cineva? Împotrivă? Oare. Acum, diverse. Ascultă. Zi tare. Zi tare, dacă vreți. Sunt oameni care nu au niciun venit și să le dăm ajutor social. În privința asta, 72 de ori în funcție la treabă. Dar nu, asta discutam. Dacă vă referiți la cineva cum... De exemplu, din Viența are 400. Cum adică? Păi, dar nu, aia cum poți să plătești și noi puteți plăti. Nu, știu, m-am ferit chestia asta mereu și eu asum. Chiar dacă spasul nu vădă la Ligere Stagionic, asta urmăresc, eu nu vreau să urmăresc chestia asta. Da, domnul Grima, dar îți face și o treabă. Nu vin la locul domnului Vădărăs. Nu vin și mai dai. Nu vin. Nu care nu vin. Păi și în momentul care nu vin, stai, și am făcut dosare și după aceea luna care vine când îi chem la muncă... Sunt... Înțelegeți? 200 de ani. La mine au venit foarte mulți asociați. Oameni tineri, oameni la 30-40 de ani, mult de muncă, chiar puternici și vor să muncească. Și pot să muncească, dar nu vor. Legea ne pune să-i trimitem către Agenția Județeană de Forță de Muncă. Și din 3 în 3 luni, li se pune la dispoziție posturi de muncă, de lucru și le refuză și vor pierde și ajutor social. Ca consecință. Ca și consecință. Nu i-ați dat șansă. Bă, ce criterii ați ales? Ce criterii ați ales? Cei care chiar au fost persoane cu probleme sociale. Bătrâni, nu știu, copii mici. Am câțiva care sunt bolnavi, de exemplu, o persoană de la Brătila care a uitat acolo 200 luni, cred că 3 luni. Care e cancer și la fel, n-avea asigurare. Dacă uitați, lista este acolo. Și tu proiectul. Din Brătila, zic eu, Alina este Tudor, este Mihaela, fata din Ciocla de Sus, care are cei de copii, da. Și este Sâfie. Deci, la am Ciocla. Asta sunt din Brătila. La Helegiu sunt la urmă. Ce mai mult sunt la Drăgucești? Rău, nu? Asociat? 22.
Ce mi-am pus în dată lucești care e... Dacă... Nu, sunt convins că ar putea fi mult mai mult. Da, se ocupă de centru de recreere. Tot timpul prezent acolo. Acolo trebuie... Nu, acolo a fost un compromis făcut între noi și... Centru și parcări. Nu, era... Nu, pe zi am interesat, dacă mi-a spus. Am făcut la cei... Da, e atunci care se duce de pe... Oricum faci mai multe ori decât face unul care e ajuns să ceva. Da, în cazul. Stalina este de orice care se merge și face curat, nu răspunde acolo, cu focul, acolo, 3-4 ori. Nu știu, eu sunt foarte mulțumit de că ai dat atenție. Pentru 1.400.000 de cât ia la social, scoate bani. Guldul nostru, îți spune și de un cap pe cont, nu? Nu, nu. Pentru spart ceva? Acolo gheață, am spunea dumneavoastră că... Azi am deci... acolo și mâine trimit, dar nu cu picolul. O să facem cu cupa din spate. Când vezi, să faci cu cupa din spate. Problema e acolo, creată și de o avarie la conducta principală de apă. Nu e la conducta principală de apă, am înțeles că e chiar la branșamentul... E tot la conducta principală. Ori așa, nu știu cum, cu guță, cu guță, nu știu. Două, pasul cu guță, așa. Acum așa timp acolo, atunci știți cum e treaba. Eu recunosc că sunt scăpat de mic chestiile astea vis-a-vis de anotare cu apă și canalizare. Pentru că tot intenționând să vin în sprijinul oamenilor, le-am dat voie să-și suporte singur branșamentul și nu de o firmă specializată care le-a fi luat 5-6-7 milioane. Și am spus, domnule, cumpărați-vă de la magazinul din cel sau de unde vreți voi, ce vă trebuie, chemați doar pe omul angajat să fie acolo în momentul că el știe ce ți-a avut și pe acolo și faceți branșamentul să cheltui 3 milioane, nu 8. Știți? De cele mai multe ori am mai avut în situații între astea în care nu s-au făcut branșamentul cum ar fi trebuit, că nici nu sunt specialiști. Dar el, ca un om civilizat și cu bun simț, ar trebui să te aduc la cunoștință. Nu să te trezim în mijlocul iernii, cum e acum, la minus 18 grade, în gheața are 2 metri și nu mai poți trece o mașină pe acolo și nimic. Că nici nu curge foarte mult, se prelinge și el venind din valuri, în valuri, se depune stratul, gheața și am fost acolo astăzi, nu am pus trecut astea peste. Cum am fost cu pompieri. E o problemă în situație de urgență, pentru că, vrea Dumnezeu, un incendiu ceva acolo, ai cu ambulanță, îl aduci. Îl aduci cumva. Trebuie spart, măcar să spargem. Tu nu se poate interveni la țeava acum, încet un caz, că mi-e frică, îngheța și nu rii să rămână în tot zona aia ferală. Măcar spar și mâini, mai spart și săptămâna care vine iar încă o dată cu cupa, să poată trece cât de cât. Dacă nu mai sunt... O soluție ar fi, dacă vreți o rezolvați, e temporară, da? Deci, spart undeva sub cota din gheță, adică sub 30, îl pune să-și ia o țeapă de 40-50 și o scurge până în râu, da? Ați înțeles cum, da? Deasupra la avarie, niște bolon, un filtru și să scurge. Am și ăsta e medical, internatul. Dacă nu mai sunt probleme, nu știu, 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 nu știu